Dacă directorul ATAC nu ar fi fost reținut la Buzău, în scurt timp acest lucru s-ar fi petrecut la Pitești. Asta pentru că pe numele lui Paraschivescu, începând cu luna martie acestui an, se deschisese un dosar pe șantaj la Inspectoratul de Poliție Argeș. Mai mulți primari din acest județ, dar și alți șefi de instituții, au reclamat la Poliția Argeșeană că au fost șantajați de către jurnaliștii de la ATAC. S-a preferat însă reținerea acestora la Buzău, întrucât mai multe persoane de aici au avut curaj să se constituie părți vătămate, dosarul de cercetare fiind probabil mai consistent. În săptămânalul ATAC de Argeș, cel mai defăimat personaj a fost anul acesta primarul localității Alba Ion Dumitru. Acesta a povestit pentru publicația argeșeană bitpress.ro că Florin Paraschivescu, directorul publicației de scandal, l-a terfelit în ziar luni în șir pe motiv că refuză să cotizeze la ziarul respectiv. Alte asemenea plângeri la poliție au fost depuse și de către alți primari din județul Argeș care au reclamat același lucru. Li se cerea sume de bani, iar în schimb nu se publicau articole cu conținut defăimător la adresa lor. Polițiștii au intrat pe fir, iar câteva dintre aceste întâlniri au fost înregistrate atât audio cât și video. Foarte probabil, în scurt timp, Paraschivescu și echipa lui de jurnaliști vor fi urmăriți penal și în Argeș pentru aceeași infracțiune pentru care sunt cercetați și la Buzău, adică șantaj de presă. Nu doar personalități din Argeș au făcut sesizări împotriva jurnaliștilor de la ATAC. Deputatul PSD Cristian Riza, președintele filialei Sector 5 București, este o altă victimă. La începutul lunii octombrie, Riza a acuzat de șantaj publicația ATAC la persoană printr-un comunicat de presă.